știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6 cu versetul 19 la 20. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 17. Aproape orice om întâmpină dificultăți, într-o măsură mai mare sau mai mică, atunci când se pune problema să-și îngrijească trupul în mod corespunzător. Le facem copiilor noștri un deserviciu dacă nu ne rugăm pentru ei, dacă nu-i călăuzim și nu-i ajutăm să-și formeze deprinderi sănătoase, astfel încât să nu ajungă într-o astfel de stare. Copiii au nevoie de călăuzirea și de puterea Duhului Sfânt ca să facă ceea ce trebuie pentru trupul lor. Rugăciunile îi pot scuti de înfrângeri, frustrare și dureri copleșitoare. Domnul meu, vin înaintea ta cu copiii mei și te rog să pui în ei dorința de a mânca sănătos. Știu că de-a lungul vieții lor vor fi tentați să facă alegeri greșite în ceea ce privește mâncarea și va consuma alimente care le vor dăuna. Ajută-i să înțeleagă ce este și ce nu este bun pentru ei și fă-i să-și dorească o mâncare sănătoasă. Fă ca mâncarea dăunătoare să nu-i atragă și să nu le placă. Mă rog ca ei să nu aibă niciun fel de probleme cu mâncarea. Prin autoritatea pe care am primit-o în numele lui Iisus Hristos pentru copiii mei, spun nu anorexiei, nu bulimiei, nu mâncărurilor dăunătoare, nu îmbuibării, nu curelor de slăbire drasnice, nu oricărui obicei de mâncare vătămător. Domnul meu, cuvântul tău spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ajută-i să vadă adevărul despre cum trebuie să trăiască, astfel încât să se desbaraseze de obiceiurile dăunătoare. Mă rog ca pe lângă dorința de a mânca sănătos, să le dai motive de a face exerciții fizice zilnice, de a bea apă curată și de a controla și stăpâni stresul din viața lor printr-o trăire conform cuvântului tău. Ori de câte ori se confruntă cu dificultăți în vreunul din aceste domenii, mă rog să se întoarcă cu fața spre tine și să spună, învață-mă, Doamne, calea ta. Fă-i să înțeleagă că trupul este templul Duhului Sfânt. Mă rog ca ei să-și prețuiască trupul pe care i l-ai dat și să dorească să se îngrijească de el în mod corespunzător. Fă să nu fie sever cu acest trup al lor și să nu-l examineze cu microscopul opiniei publice și conform standardelor de acceptare ale acesteia. Mă rog ca ei să nu fie ademeniți de ispita revistelor de modă sau de imaginile pe care le vede la televizor și care încearcă să îi influențeze spunându-le că așa ar trebui să arate de fapt. Ajută-i să spună, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Ajută-i să vadă că ceea ce fac ca o persoană să fie cu adevărat frumoasă este Duhul tău sfânt care locuiește în ei și strălucește în toată înfățișarea lor. Mă rog ca ei să înțeleagă cu adevărata frumusețe se află în inima omului care îl iubește pe Dumnezeu. Te rog ca astăzi să-i dai viziunea ta cu privire la ce înseamnă sănătatea și adevărata frumusețe și să faci să-și dorească ca în mod continuu să aibă grijă de trupul lor, pentru că este templul Duhului Sfânt. Îți mulțumesc, Domnul meu, că tu asculți și ai grijă de copiii mei. Fii slăvit și lăudat. Amin.